Răstii, da? Da. Ei, are un băiat mare, să-l știi? Urătul ăla! Fă boc și eu, tu te uiți la tine! Ești mai frumos ca ăla? În fine, și vrea să se însoare. Păi și? Păi, să te ia pe tine. Eu? Păi, eu? Asta e vestea, eu sunt bărbat, dacă eram femeie, luam. Și ce vrei, să mă mărit? Da. Păi, dar nu vreau să mă mărit. Fă, contează, ce vrei tu? Eu vreau la școală. Eu? Vreau păi să temperatură? Nu. Arzi? Ce ai făcut? Ai băut apa la câini? Nu, cum dar... să faci în școală? Ca toți copiii. Vrei să vin acasă bătută? Da. Cu copiii acasă? Cine fa? Cine susține cel mai tare decizia de a se căsători? Tata. Îl invităm aici pe tatăl. Pe domnul Tudor Tufănică. Ce puteți să-mi spuneți despre personajul tatălui? Ce fel de om e? Ce fel de... caracter are. Este un personaj autoritar. Este un personaj autoritar. Din această scenetă, cred că au înțeles și ei că nu e bine să-și mărite fetele de mici, ca să nu se mai gândească la ce vor ei, să se gândească și la ce vrea fata, să dea și pe ei la școală, să vadă și ei lumea în general, să-și se dezvolte mental. Nu să stea numai la sat și la asta, să vadă și ei cum e în oraș, să se ucă și ei la liceu, să facă ceva din ei. Nu a ajuns, a terminat o clasă, gata, să o mărite și să scape de ea. Să facă copii, să facă, să se chinuie.